Felicitări, Valentin, o calificare obținută in extremis la penalturi. Ce ar fi de spus după această victorie? Da, a fost foarte greu pentru că terenul este foarte, foarte, foarte moale, este foarte, foarte frig, nu, pur și simplu nu ne simțim picioarele. Ne bucurăm că am reușit, chiar dacă a fost greu, după 120 de minute și am reușit să învingem la penalti. A fost și frigul un adversar astăzi? Da, frigul este un adversar, luna decembrie a fost foarte, foarte frig, pur și simplu de la începutul meciului nu mi-am simțit picioarele, dar e bine că am reușit să ne calificăm. Dorești un adversar anume în semifinale? Nu, doresc să facem două meciuri bune în semifinale și să ajungem în finală, iar acolo vom vedea ce va ieși. A fost ultimul meci din acest an în fața fanilor. Ce mesaj ai pentru ei? Da, suporterii noștri știe toată lumea că sunt numărul 1. Au ieșit pe primul loc la asistență și sperăm ca retur să fie alături de noi, pentru că nu este o diferență mare de puncte și putem să ajungem acolo unde își doresc ei. Care crezi că ar fi concluziile după acest an 2014? Nu am făcut un an atât de reușit, să zicem, ca și anul trecut, dar ne dorim în retur să facem meciuri bune, legate, și cred că putem termina acolo sus. Din punctul tău de vedere, ce a mers bine și ce a mers mai puțin bine? Au fost meciuri în care am jucat foarte bine și le-am pierdut. Au fost meciuri, sunt echipe bune la noi în Liga 1 și e normal. Noi suntem încă tineri și suntem dornici de afirmare, dar se vede că nu avem acea experiență cum au unele echipe. Ce ai simțit în momentul în care ai transformat penaltul și am obținut calificare? Mă gândeam, înainte să se execu, mă gândeam doar să înscriu, pentru că Traian a făcut o treabă bună, a apărat două penalturi, trei penalturi, nu mai știu, nu mai țin minte, și îmi doream să-l fac fericit în primul rând, pentru că știam că își dorește foarte mult și că este un portar bun. A fost o partidă foarte grea, ne-am dorit enorm calificarea, pentru că am venit după un rezultat negativ la Astra. Pe de altă parte, este un trofeu pus în joc pe care ni l-am propus de la început să-l câștigăm. Fiind și ultimul meci, ultima partidă în fața propriilor suporteri, a contat foarte mult și acest lucru. Am fost montați, am fost concentrați și în final am reușit să ne calificăm. Suporterii au fost alături de voi și în momentele bune și în cele grele. Ce mesaj ai pentru ei în acest an? Ce să fac? Le mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat. Le mulțumesc că și pe această vreme foarte, foarte rău au venit la stadion și ne-au susținut tot timpul. Le promit, pot să le promit că la anul vom încerca să reparăm ceea ce am făcut greșit în acest tur de campionat și să terminăm campionatul pe primele poziții. Ai apărat două penalturi, te antrenezi în plus la aceste lovituri de pedeapsă? Bineînțeles că și penalturile fac parte din joc și antrenez și acest lucru normal. Așa a fost să fie astăzi.